De câte ori nu v-ați dorit să trăiți într-un univers în care personajele din filmele și cărțile preferate sunt reale? Unii reușesc să facă acest lucru prin intermediul cosplay, adică se costumează în personajele preferate și merg la întruniri și convenții. Una dintre serile care au fascinat imaginația acestor oameni este trilogia Hobbitul. Povestea lui Bilbo și a camarazilor săi a fascinat o lume întreagă. Acum, o mână de temerari a vrut să demonstreze că filmul putea să se turneze lejer și în România. Prin viscol și prin foc, prin întuneric și prin locuri de legendă, o aventură așa cum nu a mai existat. Plecat au 10 camarazi la drum, nu pe cai, ci în mașini pentru off-road. Chiar și așa li se așternea dinainte un drum greu, plin de necunoscut, de pericol. Pe coastele abrupte, prin pădurile întunecate, capcanele pândeau. Nu trecu mult până când expediția se poticni. Balansează-o! Hai! Cu greu au reușit să-și continue expediția. Viscolul mătura cu suflul de gheață pământurile sterpe. Doar piscul singuratic stă semeț în fața naturii. Nu erau în pământul de mijloc. Nici măcar nu plecaseră din România. Doar că se pierduseră undeva în munții dintre Prahova și Buzău. Pierduți, dar nu fără scop. Doreau să regăsească plaiurile de legendă din lumea lui Tolkien aici, la noi acasă. Acesta este una dintre opririle din expediția Hobbitul în România, pe care am organizat-o cu ocazia lansării celei de-a doua părți a trilogiei. Am hotărât să recreăm o parte din traseul lui Bilbo din film în munții românești. Am zis, dacă s-ar fi filmat la noi, pe unde s-ar fi dus Bilbo? Drumul era cumplit. S-au bucurat când s-au putut opri pentru a-și trage sufletul. Dar sângele le-a înghețat atunci când au aflat în ce locuri teribile s-au aventurat. Suntem aici, în ceea ce ar fi putut fi, dacă Hobbitul s-ar fi filmat în România, peștera lui Golum. N-au zăbovit prea mult în acele tărâmuri blestemate. Trebuia să-și continue călătoria. Deja întunericul stăpânea ținutul. Au descifrat runele de pe vechea hartă, iar următoarea oprire s-a făcut într-un loc tăinuit. Vulcanii noroioși ascunși. Iată-ne la treabă, suntem undeva în județul Buzău, undeva pe unde trec probabil 10 mașini pe an și 100 de ciobani, probabil, și am găsit niște locuri ascunse de care știe foarte puțină lume. Oricât de mult și-ar fi dorit să mai admire minunea, erau nevoiți să plece la drum. Proviziile erau pe sfârșite, iar întunericul din ce în ce mai gros. După un ceas, au ajuns la finalul aventurii. Acolo îi aștepta un ospăț demn de regi. The mountains cold, to dungeons deep and caverns old. Întreaga aventură pe care ați urmărit-o face parte din campania de promovare a celei de-a doua părți din trilogia Hobbitului. Pentru mulți, cel mai așteptat film al anului. Mi se pare o idee foarte, foarte bună, pentru că suntem de 15 ore pe drum, dacă nu de 16 ore, și practic atunci când stai pe scaunul de cinema și te uiți la ce face Bilbo, Martin Freeman pe ecran, nu-ți dai seama, omul ăsta a dormit 3 ore. Cei care așteaptă cu sufletul la gură deznodământul aventurii din primul film, Hobbitul 2, Dezolarea lui Smaug, va avea premiera vineri în cinematografele românești.